Aflăm în biroul domnului doctor Vasilescu Lucian, medic primar psihiatru, șef secție 16 toxicomanie, din cadrul Spitalului Alexandru Obregea. Bună ziua, domnul doctor! Bună ziua tuturor! Cum este o zi de lucru în cadrul secției în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea? Având în vedere pacienții pe care dumneavoastră îi aveți. Cu un an în urmă v-aș fi răspuns acceptabilă. Și atât. De un an zilele noastre de lucru sunt din ce în ce mai grele. Pentru că tinerii dependenți de droguri pe care noi îi cunoșteam aici la spital și care luau heroină reprezentau o populație într-adevăr cu probleme mari, însă cu care se putea lucra și cu care aveam ce discuta. De un an de zile, cazuistica noastră a început să se schimbe, fapt care ne-a luat cu totul și cu totul prin surprindere. Noi credeam că, așa cum s-a întâmplat în istoria altor țări, după valul de heroină care a venit peste tineretul țării noastre, o să urmeze cocaina. Și nu s-a întâmplat așa. Au apărut aceste așa zise substanțe enobotanice sau așa zise droguri legale. Iar pacienții noștri au început să fie, repet, de la începutul anului 2010, în proporție din ce în ce mai mare consumatori de enobotanice, ajungându-se rapid ca 9 din 10 pacienți pe care îi avem să fie astfel de consumatori. Cum te simți azi? Prost. De ce? Pentru că vreau să mă las de astea. Asta fiind ce? Etnobotanice, droguri. Ce te-a determinat pe tine ca să consumi etnobotanice? Heroină. Da? Da. Și cum a început totul? Poți să ne povestești? Da, normal. Am început să mă droghesc cu heroină acum vreo 3 ani. M-am lăsat de heroină. Așa? Și am apărut etnobotanicele și am vrut să văd cum sunt. Toată lumea se drogau cu etnobotanice și am zis să văd ce eu cum sunt. Și am rămas cu etnobotanicele. Deci, curiozitatea. Curiozitatea, da. Etnobotanicele dau dependență? Psihică. Psihică? Efectele în timp? Efectele negative. Fizice, psihice? Psihice sunt toate, sunt psihice. Psihicul ți-l dărâmă. Simptomatologia este în mod clar mai dramatică. Pericolele la care se expun sunt din ce în ce mai mari, iar ajutorul pe care noi încercăm și pe care putem să îl dăm este tot mai dificil de acordat. Și cum te simțeai după ce prizai sau injectai? Eu ziceam că mă simt bine la început, dar era o chestie cu două fețe, cu mai multe fețe. Depinde ce înțelegeam eu prin chestia asta. Eu, de exemplu, de câte ori trăgeam, dar de fiecare dată, mă duceam unde era cloaca mai mare și cinsteam pe toată lumea. Le dădeam impresia că îi cinstesc cu mult și le dădeam puțin. Pentru că îi vedeam hiene pe mine. Le dădeam impresia că m-au hățat pe mine ca să pot să vorbesc și eu cu cineva, să pot să stau și eu cu cineva, să treacă timpul. Nu știu, e o senzație care îți urcă ceva de aici, așa. Îl simți în cap, da. Și după aia, nu știu, ți-ai filme, cum s-ar spune, nu știu. Mai departe nu mai am cum să explic, că e o situație care nu se poate explica, ca la zic heroină. E ceva din interior. Ceva din interiorul organismului simțeai? Da. Că îți dădea putere? Că... Putere. Mai mult o senzație de bine, dar de fapt era o senzație de rău, dar... Deci, practic... Practic era o senzație de rău, dar o transformai într-o senzație de bine. Domnule doctor, ce îi determină pe acești tine să consume enobotanice? Care credeți că sunt motivele?
În primul rând, substanțele în sine. La început am crezut că este o glumă, că sunt, așa cum spun unii, niște droguri ușoare, poate comparabile cu cannabisul, cu iarba, și că nu este nicio problemă dacă un elev la o petrecere într-un club fumează o țigară, se simte bine și după asta își vede de viață și de carte. Așa am crezut la început. De fapt, aceste substanțe consumate în mod repetat dau probleme atât fizice, și mă refer aici mai ales la tulburarea ale ritmului cardiac, la tahicardii, la ischemie cardiacă și chiar la crize de angină de piept și infarct, și o simptomatologie psihică deosebit de serioasă, care evocă o schizofrenie, practic. Aveai halucinații? Halucinații, depinde la ce vă referiți la halucinații. După ce consumai, cum te simțeai? Halucinațiile, de exemplu, sunt de mai multe feluri. Unele persoane o iau pe calea cu religia. Văd acolo o icoană cu doi părinți. Alții o iau pe dezmembrat ceasuri. Eu am avut o singură chestie, cu oglinzile. Deci dacă mă uitam în oglindă, mi se mărea pupila la maxim și mă duceam până în copilărie. Trebuie să remarc cât de mult seamănă între ei consumatorii de plante etnobotanice. La un moment dat apare o frică, o teamă mare. La început fără obiect, apoi vin la rând niște halucinații care seamănă foarte mult. În general este poliția care îi urmărește, prietenii care le vor răul, părinții care complotează, care uneltesc împotriva lor. Halucinațiile devin tot mai intense, zborul unei păsări pe lângă geam pare un individ răuvoitor, apa care curge anunță nu știu ce catastrofă, și sub imperiul acestor halucinații se pot întâmpla necazuri foarte mari. Și am văzut băieți care au sărit de pe casă și au rupt ambele picioare. Am văzut pacienți care au agresat poliția care încerca să-i liniștească. Un altul care s-a suit în vârful unui stâlp de iluminat și a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine cu negociator și cu tot restul. Și în orice caz, internarea se face în condiții non-voluntare, deci cel în cauză, repet, aduce cu o schizofrenie. Da? Nu mai este în stare să își dea acordul, nu mai știe ce vrea, și cel puțin pentru câteva zile trebuie ținut la spital și trebuie tratament serios pentru a-și reveni un picuț. Deci să înțeleg că riscurile la care se expun consumatorii de etnobotanice sunt mult mai mari decât la celelalte droguri, heroină? Categoric, da, eu consider aceste substanțe mai periculoase decât heroina. Ne puteți spune cam care e media de vârstă sau vârsta la care s-a coborât în cazul consumatorilor de etnobotanice? Aveți un tablou clinic, să zic? În această secție internăm persoane majore, în general, deci peste 18 ani. Da. Însă mi s-a întâmplat să văd și puști de 15 ani, de 14 sau chiar de 12 ani. Deci vârsta a coborât? Vârsta coboară. Și aș remarca două categorii de consumatori. Cei de care vorbeam, care au luat 10, 12, 14 ani heroină, sau care primeau un tratament, erau într-un program de substituție cu metadonă pentru dependența lor de opiacee, și care brusc au renunțat la derivații de opiu și au trecut pe plante etnobotanice. Și sunt iarăși mai ales tinerii, mai ales puștii, care se
apucă direct de aceste substanțe. Aș vrea să remarc, normal când suntem foarte tineri, avem impresia că suntem grozavi și avem impresia că nimic rău nu ni se poate întâmpla. Deci eu am 14-15 ani, am auzit că efectul este plăcut. Bun, și am auzit vag că sunt și niște efecte negative și mai ales că apare dependența, de care nu voi mai putea scăpa. Dar pentru mine contează efectul acela plăcut. Și am tendința să mă gândesc, eu sunt grozav, mie nu mi se va întâmpla nimic rău, eu voi putea să gust plăcerea fără a avea prețul cel mare de plătit. Cam așa se începe. Într-o perioadă averii, nu mai știu exact în ce lună, eram în tratament la metadon aici. Mă lăsasem de o perioadă de timp de heroină. Am consumat metadone din 2000 până în 2010, 10 ani de zile. Și una din persoanele care veneau la mine consuma etnobotanici. Abia a apărut purul. Deci eu nu am luat sare de baie, nu am luat alt... Deci eu cu pur am început, cu pur m-am nenorocit. Și în momentul în care m-am apucat fizic, persoana respectivă intra la mine în bucătărie și m-a rugat odată de două ori să-l lasă și să-și... să-l lasă să-și facă și pe el, să-și facă și el, să-și facă și el la mine. Injecta sau fuma? Injectabil. Injectabil. Nici nu știu dacă se poate fuma. Uh-huh. Știu doar pe nas și injectabil. Dacă se poate fuma, nu știu. Uh-huh. Și tu așa ai început? Și am început prima lună de zile, o lună și ceva, trăgeam doar sâmbătă și duminică. Unde se întâmplă asta? Și în casă și afară. Depinde cât de mult trăgeam. Că dacă trăgeam mult, ieșeam din casă. Că îți dă energie și îți vine să pleci. Droguri au existat de când lumea pe pământ. Aceste substanțe nobotanice au prins foarte repede și probabil că ele vor exista foarte multă vreme. Ele se vând și pe internet, și telefonic, în toate felurile cu putință. Deci tare nu cred eu că dacă vom reuși să le dăm statutul bine meritat de substanțe ilegale, ele vor dispărea. Departe de mine gândul acesta. Însă, pentru coerența mesajului pe care îl trimitem copiilor noștri, ele trebuie puse acolo unde este loc, unde le este locul, alături de heroină, de cocaină și de alte droguri foarte periculoase. Dacă cineva dintre cei care au ascultat aceste cuvinte se va gândi de două ori înainte de a intra într-un spice shop, atunci înseamnă că a folosit la ceva. Ce le recomanzi tinerilor, adolescenților, celor de vârsta ta, privitor la consumul de etnobotanice? Să nu consume. Ce ți-ai propus să faci? Să le las pe câmpul verde și pe la televizor. Să le las să râd la televizor de ele. Ce le-ai recomanda tinerilor, adolescenților din ziua de azi, referitor la consumul de etnobotanice? Să nu se apuce nici măcar la țigară, că e o înșelătorie foarte mare. Deci persoanele care cred că au 13, 14, 15 ani și ei consumă țigări legale și nu se injectează și încapă și loculează singuri, că ei sunt șmecheri, că e cel puțin la fel de rău, dacă nu mai rău, pentru că se duce tot drogul prin toate organele înainte să ajungă în sânge. Să înțeleg că tu regreți că te-ai apucat de așa ceva. Regret rău de tot. Ce-ți dorești cel mai mult? Să fii sănătos, nu? Să fii să-mi liber? Să-mi văd familia. Să-ți vezi familia. Și acum regreți cu adevărat că dacă știai de la început unde pot duce aceste droguri legale, între ghilimele, nu te apucai de așa ceva. Obligatoriu.